Astăzi este o zi importantă pentru gameri și, în general, fanii seriei 16 a producătorului Nvidia. Plăcile video din segmentul entry-level, ce aduc un surplus de performanță și înlocuiesc cu succes generația precedentă a seriei 10 Pascal. Așadar, astăzi a fost anunțată placa video pentru desktopuri GTX 1650, însă ce ne interesează pe noi în acest review este lansarea seriei 16 pentru laptopuri, mai precis GTX 1660 Ti, ce este disponibilă pe laptopul din imagine. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată laptopului de gaming MSI GL63 8SD. Designul platformei GL63 este clar orientat spre gaming. Accente de culoare roșie sunt disponibile pe întreaga suprafață a modelului de față, aici incluzând logo-ul MSI, cât și cele două benzi ce îl încadrează. La interior, elementele de culoare roșie pe care le aminteam le putem vedea pe fiecare tastă în parte, dar și pe cele două butoane disponibile în partea inferioară a touchpad-ului. Laptopul este confecționat în totalitate din material plastic. La prima vedere poate da impresia de produs fragil, dar nici vorbă. Vorbim de un plastic dur ce îi oferă lui GL63 de la MSI o rigiditate sporită, dar și un look de produs premium. Hai, nu chiar așa, semi-premium. Suprafața capacului, cât și cea de la interior, aceea ce înconjoară tastatura, sunt confecționate din material plastic cu un pattern ce imită metalul. Singurul inconvenient al acestui gen de suprafață este că atrage praful și amprentele extrem de repede. Da, într-adevăr, acestea se pot curăța la sfârșitul fiecărei sesiuni de gaming, dar câteodată poate fi extrem de enervant. Tastatura implementată este produsă sub brandul SteelSeries, iar layout-ul este unul complet, cu tastele numpad puțin micșorate. Acestea dispun de iluminare de culoare roșie, foarte puternică, intensitatea acesteia putând fi modificată în 3 trepte. Construcția este una foarte bună, având o cursă scurtă, iar feedback-ul tactil pe care îl oferă tastele îmbunătățesc experiența în gaming. Touchpad-ul dispus în partea inferioară a laptopului este unul responsiv și oferă suport pentru gesturi multi-atingere. Acesta poate fi dezactivat prin combinația de taste FN plus F3, nederanjând utilizatorul în sesiunile lungi de gaming. Ceva ce nu se mai găsește prea des pe laptopuri și de altfel foarte apreciate sunt butoanele dedicate pentru click stânga și click dreapta dispuse sub trackpad. În privința porturilor disponibile pe modelul GS63 8SD de la MSI, avem dispuse pe partea stângă portul Gigabit pentru conexiune la internet prin cablu, un port HDMI, un mini display port, un port USB 3.0 și un port USB 3.1 Type-C generația 1 și, bineînțeles, cele două porturi combo pentru căști și microfon. Pe partea opusă sunt dispuse portul pentru încărcare, două porturi USB 3.0 și un cititor de carduri. Pe parte de conectivitate și pe lângă portul Gigabit pe care îl menționam un pic mai devreme, GL63 8SD de la MSI dispune de placă de rețea wireless în standard AC și modul Bluetooth 5.0. Pentru cei ce țin legătura cu prietenii sau persoanele dragi prin intermediul Skype sau al site-urilor de socializare, în partea superioară a display-ului se regăsesc camera HD la 30 de cadre pe secundă și cele două microfoane. Înainte de a trece la rezultatele din testele sintetice și jocuri, ar trebui mai întâi să vorbim despre ce ascunde la interior GL63 8SD de la MSI. Așadar, procesorul este i7-8750H cu 6 nuclee și 12 fire de execuție, a cărui frecvență de bază este de 2,2 GHz, iar pe intermediul funcției turbo poate ajunge până la 4,1 GHz. 8 GB memorie RAM tip DDR4 ce rulează la 2666 MHz, cantitatea maximă suportată fiind de 32 de GB. Placa video. Ei bine, aici vorbim de proaspăta lansată, pe laptopuri evident, GTX 1660 Ti. Procesorul grafic disponibil pe acest model evident are la bază tot ceea ce înseamnă arhitectura Turing, bine, mai puțin RTX și DLSS. Acesta rulează la o frecvență de bază de 1455 MHz și este acompaniat de 1536 shadere, dar și de o cantitate impresionantă de memorie video dedicată, 6 GB tip GDDR6.
Driverele pe care le-am folosit pe toată durata testelor sunt într-adevăr un pic cam vechiuțe, dar mi-au dat posibilitatea să înțeleg cât de performant este GTX 1660 Ti pe laptopuri. Concluzii în câteva minute. Spațiul de stocare este asigurat de o unitate de tip hard disk de 1 tera la 7200 rotații pe minut, mai mult decât suficienți pentru stocarea jocurilor, filmelor și melodiilor preferate. Pentru ca sistemul de operare și celelalte softuri pe care le folosiți în mod uzual să se încarce mai repede, vă recomand să le instalați pe cea de-a doua unitate de stocare disponibilă pe GL63 8SD, un SSD pe M2 220 de giga. Sistemul audio este compus din două speakere, fiecare în poarte având 3 W și poate fi controlat prin intermediul softului Nahimic 3. Sunetul este unul puternic, clar, dar sincer nu vă recomand să-l duceți spre 100%. Valoarea, haideți să-i spunem safe, este pe undeva pe la 60-70%. Iar acum, după ce am vorbit de design, hardware și conectivitate, haideți să-l stresăm în teste sintetice și jocuri. Iată rezultatele acestora. Chiar sunt curios cum se descurcă întreaga configurație și mai ales GTX 1660 Ti.
Concluzii. Deci, cum ți s-a părut per ansamblu GTX 1660 Ti? Este un procesor grafic puternic, chiar și pe laptopuri. Nu toate jocurile vor merge pe detalii maximizate în 60 de cadre pe secundă. Dar tot ceea ce înseamnă e-sport sau competitiv poate fi customizat super bine, astfel încât să nu se piardă din calitatea imaginii in-game și să poată rula fără niciun fel de problemă în 60 plus cadre pe secundă. Urma să mai testez încă un joc, dar până la urmă m-am lăsat pe gubaș. Singurul care mi-a creat probleme și nu am înțeles de ce. The Division 2. Probabil din cauza driverelor, cele pe care le-am folosit, datând ianuarie 2019. Singurele de altfel care m-au lăsat să testez și să împărtășesc cu voi ceea ce înseamnă GTX 1660 Ti pe laptopuri. Touring pe mobile, din seria GTX, pas făcut cu dreptul. Sper ca această serie de plăci video să nu aibă în terminație Max Q Design. Sper, ar fi păcat. Aici punem punct video prezentării dedicate laptopului de gaming GL63 8SD de la MSI, produs disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.